Ca să fiu sincer, nu înțeleg deloc existența Uber sau Taxify. Adică, dacă ești femeie sau fată, înțeleg. Te urci într-o mașină frumoasă, cu un șofer decent, stilat, toată mașina e supravegheată de un soft, de undeva, dintr-un satelit. Adică, ești în siguranță. Nu ți se întâmplă nimic. Dar dacă ești bărbat, tu te pare mea cu taxiul. Adică e ultima redută a curajului. Ai nevoie de tupeu să faci așa ceva. Da? Și ți se întâmplă chestii interesante. Poți să povestești despre ele pe urmă la o bere sau la Toastmasters, într-un discurs. De exemplu, anul acesta, în februarie, a trebuit să plec cu un avion de la Cluj la București și plecam, decolam la 5 dimineața, așa că trebuia să plec de acasă până la 3:30. Mă îmbrac, sun la o companie de taxi din Cluj, în 3 minute vine taxiul, cobor la parter și în timp ce mă îndreptam spre taxi, văd și am impresia că mașina e caldă. Numai bine, februarie, afară, frig, zic super fain. Geamurile aurite și șoferul își făcea vânt. Deschid ușa la taxi, intru, omul se bășise. Și își făcea vânt cu brădulețul de la o mine. În momentul ăla am simțit că viața mi-a dat un picior în gură. Șoferul mă întreabă, unde mergi? La aeroport. Repete! Da, să trăiți. Omul pornește motorul, pleacă cu 30 la oră. Dragilor, la 3:30 dimineața, străzile din Cluj sunt goale. Nimeni nu umblă pe asta. Omul mergea cu 30 la oră, care era rupt de somn. Avea 100 de kilograme, o geacă de fâș roșie și o ciubică cu cozoroc, dar așa de îndoit era cozoroc, cum erau ochelarii la cap. Vedea numai în față, când vorbea cu mine, vrea să se întoarcă cu totul, ca să mă vadă. Și în timp ce conducea cu o mână, îl vedea cu cealaltă, cum își mai dă așa câte o palmă și întinde pielea de pe față ca să se trezească. Eu pe scaunul din grad aveam o dilemă. Nu știam ce să fac, să-i zic să meargă mai repede, dar riscam să avem accident dacă omul adormea, sau să meargă mai încet, dar mă intoxicam de la mirosul din mașină. Se întâmplă și chestii de genul ăsta, dar nu numai în Cluj, și în București. Ajuns la aeroport, nu în ziua respectivă, cu altă ocazie, mă iau un șofer și trebuie să ajung la un hotel din sectorul 5. Drumul undeva la vreo 30 de minute, lung. Șoferul, nu știu dacă ați interacționat vreodată cu șoferii din București, este o specie aparte de oameni. Omul mai ia taxiul din aeroport, ieșim și la un moment dat se întoarce un pic către mine și începe. Domnul, eu nu știu dacă dumneavoastră vă place să vorbiți, dar mie îmi place de regulă să vorbesc cu clienți, așa dacă dumneavoastră nu vă place să mă opriți, vă rog, dar vreau să vă spun despre această legitimație pe care eu o am și cu care pot să obțin niște discounturi la benzinările pe care le am în funcție de feedback-ul pe care îl primesc de la client. Și eu nu am putut 2 săptămâni de la o clientă pe care am dus-o la un loc aici de București, pentru că obțin un discount, dar pe care nu am putut să-l decontez la benzinărie, pentru că domnița de respectivă lucra la o firmă care și 10-15 minute omul și-o continua povestea. Eu eram super rupt de la oboseala din avion, vreau să ajung la aeroport, n-aveam niciun chef de discuții. După 15 minute, omul se oprește, se întoarce, ei, ce părere aveți? Mă uit la el, foarte serios, și zic, știai că dacă viermilor de mătase le dai o anumită specie de frunză de dug, mătasea iese mult mai rezistent. În orice fel de specie de frunză de dud. Nu se uită la mine. Ce? A, scuză-mă, credeam că vorbim cu rândul despre chestii care nu mă interesează. Am tăcut din gură, nu mi-a mai zis nimic, m-am dus la hotel și chestia asta, ulterior, am aplicat-o și cu prietenele mele care acasă vorbea foarte mult. Așa că puteți să luați ideea și s-a aplicat și cu alte persoane. Deci ți se întâmplă chestii cu taxiul. Dar când te urci în Uber, frate, plictiseală. Oamenii ăștia super mega politicoși. Te pupă pe picioare, nu alta. Urci în mașină, deschizi ușa. Deci, bună seara. Bună seara! Și bine ați venit în lumina la mașină. Avem aici bomboane. Avem apă minerală. Avem chec făcut de mama. Dați-mi cele 5 stele. Vă rog, cele 5 stele. Super mega politicoși. Dacă cumva te prinde un șofer de Uber când ai ieșit dintr-un club și ești un pic amețit și beat, bă, te simți și că au venit părinții după tine. Ești așa
Te simți cu musca pe căciulă. Încerci să par treaz. Cam nu poate să te faci de minune la șofer. Deschizi? Bună seara. Bună seara! Unde ați vrut să mergeți? Acasă. Acasă unde? Pe portulanului. Da, vă simțiți bine? Da! Așa mă vorbesc eu. Am o problemă din naștere. Te simți foarte ciudat, trebuie să fii respectuos cu ei, că și super politicoși. Am trăit și o experiență cu Uber-ul, un pic terifiantă. În urmă cu 2 ani de zile am fost la o conferință în București, un eveniment de business. După eveniment am mers la seara de networking, distracție, club. Am rămas în centru vechi, pe la 2-3 dimineața, împreună cu încă 2 speaker. Hai să luăm o mașină să mergem la hotel. Eu am insistat să luăm taxi. Ei au zis că vor Uber. Comandă Uber, vine șoferul, ne urcăm o mașină, eu pe locul din față, în dreapta. Pornim. Undeva, pe la o jumătate de kilometru înainte de hotel, ajungem într-o intersecție, unde era un semn de cedează. Cam acolo, nu știu cum sunteți voi, când sunteți un pic amețiți. Dar eu, când sunt un pic așa frumos beat, eu văd mai bine semnele de circulație. Le văd mai clar. L-am văzut pe șofer că nu reacționează niciun fel. M-am uitat la el și băiatul, avem niște cedează în față, nu știu câți, este cedează. Nu știu dacă m-au auzit sau nu, cert este că instant a călcat frâna la o fracțiune de secundă, în ultima fracțiune de secundă, în timp ce prin fața noastră a trecut o altă mașină. Un profesionist, o taximetrist. Omul știa regulile de circulație, adică avea prioritate și nu a pus frână. Taxiul a trecut undeva la o palmă de mașina noastră, la distanță. Atât de aproape, că eu fiind în față, am reușit să văd în timp real cum se transfigurează la față clientul din taxi. Omul stătea pe telefon și în timp ce trecea mașina era noi în Uber am înghețat. După câteva clipe mă uit la șofer, frate, era să murim. Omul înghite în sec și se subțiază vocea. Apare rău. Promit să nu mai fac de asta, promit de ultima cursă, promit ultima cursă. Momentul ăla și eu un pic, dar eu nu înțelegeam ce zice omul. Bă, frate, cum adică ultima cursă? Că ultima cursă se că murim! Dar poate penultima cursă, nu chiar ultima cursă! Nu mai. În concluzie, nu știu dacă e mai bine să mergi cu taxiul sau cu Uber-ul, dar sigur n-ai nimic dacă mergi cu trotineta electrică.